În ciuda campaniilor derulate de Ministerul Sănătății și a sfaturilor tuturor specialiștilor, părinții fac în continuare ce știu ei mai bine. Bazându-se pe informații neverificate, ori din experiență proprie, tot mai mulți refuză să-și vaccineze copiii, iar curentul prinde avânt din ce în ce mai mult în această perioadă. Astfel s-a ajuns în situația în care doar 50% dintre copiii ce trebuiau să fie imunizați în acest an să fie efectiv vaccinați. Nu avem în momentul de față posibilitatea de a îi constrânge sau de a-i convinge, nu neapărat constrânge. Reticența lor este mult mai mare când vine vorba de vaccinul împotriva rujeolei decât în cazul celorlalte. Mulți părinți spun, au făcut rujeolă și eu când am fost mic am făcut, lasă facă-ți mic ca să fie bine. Aia e o chestiune de mentalitate, de apreciere a oamenilor legată de rujeolă. Da, adică refuză vaccinul împotriva rujeolei mai mult decât celălalt vaccinul. Da, da. Direcția de Sănătate Publică Botoșani a primit săptămâna trecută aproximativ 7.000 de doze de vaccin, după mai multe săptămâni în care au lipsit de tot. Mai rămăseseră doar câteva la medicii de familie, dar la maternitate nu mai era niciuna. Ca și grad de acoperire vaccinală pe grupe de vârstă, avem 50% la grupe de vârstă 9-11 luni, 64% la 12 luni și sub 50% la 5 ani. Iar în perioada asta noi încercăm să recuperăm și cei nevaccinați, unde gradul de recuperare restanțierilor este undeva de 50%. Până acum s-au înregistrat aproape 14.000 de îmbolnăviri cu rujeolă în țară, dintre care 57 s-au soldat cu decese. Ultimul a avut loc în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, când o fetiță de 11 luni din județ a ajuns în stare gravă la Iași. A murit la scurt timp de la internare, însă medicii au spus atunci că suferea și de alte afecțiuni.